Bună, dragii mei, bine ați venit la Memory Flow, unde discutăm despre parfumuri și colecționat de parfumuri. Astăzi vom vorbi puțin despre colecția mea de șalimaruri și vom trece în revistă pentru prima dată acest sample pe care îl am pentru Shalimar Filtre de Parfum, ultimul flanker de Shalimar apărut în 2020. Sub îndrumările, mă rog, sub făcut de Thierry Vaisset. Acum, să vă prezint un pic colecția mea de șalimaruri. Pentru a ne aduce un pic aminte despre ce vorbim, la ce să ne așteptăm, să vedem dacă putem decela. Și nu în ultimul rând vreau să vă spun că eu încă nu am mirosit acest sample. Încă nu știu cum miroase acest Shalimar filtră de parfum. Se pare că am o nu știu, putere, o capacitate de a mă abține extraordinară. Însă, în același timp, după cum se vede, am niște șalimaruri și nu știu dacă sunt atât de, cum să zic, curios, clar sunt. Însă nu știu dacă mă voi grăbi neapărat să cumpăr un parfum. Așa că acest filtru de parfum ar trebui să mă impresioneze într-un mod foarte mare, într-un mare mod, astfel încât să mă facă să îl cumpăr. Pentru că, după cum am spus, am câteva. Așa că clar nu e penurie de șalimaruri. Însă, în același timp, cum am mai spus, nu poți avea niciodată suficiente șalimaruri. Pentru că șalimar este, și nu cred că doar din punctul meu de vedere, este probabil cel mai fain parfum făcut vreodată, dacă nu chiar, dacă nu cel puțin cel mai iconic parfum făcut vreodată. Și bineînțeles, mă refer la, pe lângă cele 1000 de flancăre și flancărașe, mă refer la creația lui Jacques Guerlain din 1925, da? Mă refer la acest monstru al parfumeriei, despre care încă nu am ajuns să-i fac un review de sine stătător, despre care cu siguranță îi voi face un review și abia aștept să vorbesc, pentru că e un subiect destul de vast, șalimar, și pentru a-i face un review cu adevărat, trebuie să îi faci dreptate, da? Pentru că, na, despre șalimar nu prea poți să glumești. Nu prea poți să te încurci cu acest parfum, nu poți să-l faci de pomină. Și de aceea o să-mi acord tot timpul necesar pentru a da ce e mai bun din mine. Deocamdată vorbim destul de fugitiv despre ele. Vă voi prezenta un pic colecția mea și înainte de asta vreau să vă și vorbesc despre ce am aici în față. De curând, tocmai am încheiat, abia am revenit ieri dintr-o excursie, dintr-o vacanță pe care mi-am făcut-o în Portugalia, în orașul Porto, un oraș extraordinar de frumos pentru cine nu l-a văzut încă, nu pot să nu îl recomand. Este un oraș deosebit de interesant. O să pun, nu știu, un slideshow de poze, pentru ce este mai relevant. Pentru cei care îmi urmăriți Instagram-ul meu, Memory Flow Reviews, ați mai văzut acolo niște poze pe care le-am postat în ultimele zile cât am fost acolo. Despre oraș sunt absolut îndrăgostit de el. Porto are atâtea lucruri de oferit încât nu am timp suficient să vorbesc despre asta. Doar ca mică chestie, să vă formați o mică idee despre estetica în sine a orașului Porto. Vreau să vă prezint această cărticică. Eu nu mi-am cumpărat foarte multe lucruri de acolo. Această cărticică cu cărți poștale, care reprezintă aceste azulejos du Porto,
Tot orașul este împodobit, casele orașului sunt împodobite în aceste modele foarte, foarte faine de faianță. Basically, astea sunt ele. Sunt practic niște foi de niște pattern-uri de faianță foarte faine în care sunt acoperite majoritatea caselor, majoritatea fațadelor. Sunt deosebit de faine, am făcut suficiente poze la ele și pe perioada ce va urma sunt sigur că le voi folosi ca fundal pentru thumbnail-uri, pentru anumite parfumuri și vreau să vorbesc acum despre ele, am ales să vorbesc acum despre ele pentru că mi se pare că se potrivesc foarte, foarte bine cu estetica pe care o are Shalimar, Shalimarul sticla, Shalimarul conceptul de oriental și așa mai departe, pentru că schema de culori, ia uitați ce mișto se potrivește, deci serios, mi se pare că sunt foarte de acolo, sunt foarte, nu știu, mi se pare că e o estetică care se potrivește, probabil acele influențe orientale, habar n-am, arabe, nu știu ce să zic. Dar mi se pare că e extraordinar de fain. Tot acolo în Porto, pentru că nu am avut foarte multe experiențe cu și despre parfum, unul la mână pentru că Porto nu prea are parfumerii, adică, mă rog, sunt foarte multe parfumerii în Porto, însă nu oferă ceva ce nu știam și am ales să nu îmi irosesc timpul în parfumerii ca să văd lucruri pe care le știam deja. Însă am găsit în zona aceea o serie de magazine ale unui brand local care se cheamă chiar Clone și care fac, din păcate, din nefericire, fac clone pentru parfumuri celebre. Acest lucru m-a interesat foarte puțin, însă ce mi-a plăcut foarte mult la acel magazin este că tot ei vindeau aceste sticluțe de parfum care sunt pictate manual. Și sunt niște sticluțe de parfum pentru călătorie, ele au 15 ml și mi se par absolut excepționale. Am să arăt la cameră doar câteva modele pentru că deja am o cameră care le arată pe ele. Cea de aici are un dop dintre acesta care se pulverizează așa pentru că e mai potrivit pentru travel. Celelalte sunt cu această pompiță foarte faină, îmi plac la nebunie. Nu știu cât de trainice vor fi, nu știu cât de mult vor rezista, habar n-am, nu le-am testat, nu le-am umplut încă cu absolut nimic, însă bănuiesc că își vor face treaba foarte bine și eu întotdeauna am căutat sticle de voiaj suficient de, nu știu, drăguțe și interesante ca să nu merg tot timpul cu sticluțe de genul acesta, pentru că sunt frumoase și consider că un parfum fain trebuie să stea și într-o sticlă pe măsură. Îmi place foarte mult, aveau foarte, foarte multe modele, am ales ce mi s-a părut mie mai drăguț și mai relevant, însă au fost niște alegeri foarte grele, sincer le-aș fi luat pe toate, că sunt foarte, foarte faine. Așadar, brandul de, mă rog, parfumerie, clone, it's a clone house, basically. Nu vreau să vorbesc foarte mult despre ea, pentru că nu e genul de lucru pe care căruia vreau să-i dau atenție. Clonele de parfumuri nu sunt ceva ce mă interesează pe mine, însă cu siguranță va interesa pe cineva. Nu le-am mirosit, nu știu nimic despre ele. Tot ce m-a interesat sunt aceste sticle care mi s-au părut extraordinar de simpatice. Acum, aș vrea să vă vorbesc puțin despre colecția mea de șalimaruri. În momentul de față, acestea sunt toate sticlele de șalimar plus flancăre pe care le dețin. Nu o să le iau într-o ordine anume, însă o să și mirosim câteva dintre ele, pentru că sunt unele de care mi este foarte dor. O să vreau să miros acest eau de șalimar. Eau de Chalimar
nu este doar o apă de toaletă pentru, deci nu este doar varianta de apă de toaletă pentru șalimarul cel mare, nu? Nu este doar apa de toaletă a lui șalimar. Este un parfum de sine stătător care se numește Eau de Șalimar. Formula lui este foarte interesantă. Mie mi se pare că ajunge mult mai repede într-un stadiu, arde niște etape deschiderea este identică, nu știu ce, dar însă arde niște etape și ajunge mai repede într-un stadiu pielos, într-un stadiu foarte interesant care mie mi-a plăcut întotdeauna la Șalimar. Șalimar, pentru cei care nu știu, este un parfum care are o compoziție destul de, vreau să zic, ușoară, însă ea nu este ușoară. Este o compoziție care pe mine m-a intrigat tot timpul. În principiu avem gherlinada, da? La care aș putea adăuga, deci accentele pentru șalimar au fost întotdeauna bergamota, vanilia, și deschiderea este în zona aceea de desert. Deci șalimar are o deschidere de creme brulee, de cremă de lămâie, ceva foarte gurmand, foarte interesant. Însă, dacă ia cor suficient timp, începe nebunia. Și când zic nebunia, ce începe? Dacă lași suficient de mult timp, începe să devină afumat, începe să devină smoky. Și dacă lași și mai mult timp, devine pielos. Și dacă lași și mai mult timp, devine animalic, civet, mosc. Toate acele nebunii se transformă într-o bombă de pulbere sexy. Este incredibil de frumos șalimarul. Șalimar, din punctul meu de vedere, este cel mai frumos parfum făcut vreodată. Este strict părerea mea. Este unul dintre absolut preferatele mele. Nu am cuvinte despre șalimar. Nu pot. Mă entuziasmez tot când vine vorba de acest parfum. Iar acest Eau de Șalimar, cum spuneam, trece în zona pieloasă un pic mai repede decât celălalt, decât parfumul în formularea lui curentă, reorchestrată de Thierry Vaseur. Bun, foarte fain. Acum, la un moment dat, pe undeva prin 2014, dacă nu mă înșel, a fost scos un flanker pentru Chalimar care se numește acest Souffle de Parfum. Souffle de Parfum în sticla pe care o am eu, în varianta de Eau de Parfum, cu siguranță, da. Este o sticlă, o ediție limitată, pictată cu aceste motive, modele, nu știu, acest clash de culori, o ediție limitată din 2016. Acum, pentru cei care n-au mirosit acest Chalimar Souffle de Parfum, care la rândul lui a mai primit un flanker, care este acesta, Souffle Intense, pentru cei care nu știu, acesta nu este doar, de fapt nici nu este un flanker de Chalimar, nici nu știu cum să-l denumesc, pentru că este un parfum foarte diferit față de ADN-ul primar al bătrânului, da? Al unicului, al lui Chalimar. Este un parfum foarte diferit. Aici accentele sunt, ca de obicei, bergamota și vanilia, însă primește o infuzie de flori albe, de lucruri foarte interesante, de condimente, de vreau să zic nucșoară, nu știu, nu m-am mai uitat de mult pe note, habar n-am. Însă este un alt parfum, este un parfum care unora nici nu știu ce să zic, nu mirosi, nu căuta, nu cumpăra acest suflet de parfum crezând că te vei aștepta la un Chalimar sau cel puțin la o reinterpretare a lui Chalimar, pentru că este un parfum foarte diferit. Nu știu cât de mult este plăcut acest suflet de parfum, unii îl găsesc comun, unii îl găsesc nu foarte inspirat, însă mie îmi place foarte mult. Nu îmi place așa de mult cum îmi place
Shalimar, evident, însă este un parfum frumos în sinea lui așa cum este și are rolul lui în colecția mea. Mai departe, aș vrea să miros chiar Shalimarul. Clar. Este momentul să miros Shalimarul și o să le miros pe toate pe aceste hârtiuțe, pentru că filtrul de parfum voi vrea să-l testez pe mână. Este clar o diferență între Eau de Shalimar și Shalimarul original. Shalimarul original începe mult mai plin, mult mai... Se simte acel ilang care... abia aștept să vorbesc ca lumea despre acest parfum. Ilangul îi dă noțiunea aceea, cremozitatea aia, acea alură de catifea pe care o are acest parfum. Varianta O este mult mai lămâioasă, mult mai harsh, mai în zona de budincă de lămâie, ca să zic așa, în zona de lemon cake, de bergamotă, se simte mai profund, pe când în Shalimarul, nu am cuvinte pentru el, este mult mai bogat, este mult mai, ca, stă senzația de acea blană, da? De acea haină de blană cu care te învelești, e fenomenal de cozy, nu... are acea profunzime pe care numai Shalimar poate să o aibă. Extraordinar de fain făcut acest parfum. Îmi pare rău că nu am avut încă ocazia să miros un Shalimar vintage. Am avut niște tentative, cumpărasem la un moment dat niște lucruri care nu mi-au mai ajuns, din păcate. Însă... așa cum e el acum, este absolut fabulos. Am mirosit extractul, este extraordinar. De aceea vreau să spun că abia aștept să văd cum miroase filtrul de parfum. Vreau să fiu surprins, vreau să fiu, nu știu, swept off my feet. Vreau să văd o reinterpretare, vreau să văd în același timp ceva nou, însă nu prea nou. Nici nu știu cum să explic. În principiu nu am așteptări, niciodată n-am avut așteptări, pentru că cel mai bine e să nu ai așteptări. Însă sunt curios despre acest filtru de parfum și vreau să citesc și, pentru că văd că a apărut pe site-ul guerlain.fr, a apărut filtrul de parfum și vreau să vă citesc ce descriere i-au făcut și eventual să ne uităm puțin la note. M-am uitat pe note înainte, formula lui este, mă rog, formula, că noi știm formula, este mai puțin complex cumva și asta s-ar putea să fie un lucru bun, dar o să vedem. După care, aici am concentrația mea de zi cu zi, concentrația mea preferată de zi cu zi de Shalimar, care este Shalimar Cologne, care este, dacă nu mă înșel, chiar un Eau de Cologne, deși are o performanță foarte bună, nu are o performanță de Eau de Cologne dintre aceea foarte, foarte slabă. E mai mult un Eau de Toilette. Acesta mie îmi place pentru că este un parfum mult mai freșuliu. Este un parfum pe care eu îl port și vara. Aspectele pieloase și aspectele animalice sunt un pic mai toned down, sunt un pic mai muțite, dar nu muțite complet, astfel încât parfumul este foarte ușor, este mult mai lămâios. Eu l-am prezentat la un moment dat la parfumuri citrice, pentru că, din punctul meu de vedere, aceasta este o rendiție foarte faină a bergamotei. Dar nu o să-l miros astăzi, pentru că am tot vorbit și am tot vorbit despre el. Iar aici este Shalimar Souffle Intense, care este basically același parfum ca și ăsta. Eu nu simt niciun fel de diferență, însă are o sticlă deosebit de frumoasă.
acest bleu marin prin care abia se vede. Foarte fain. Aici, în schimb, am două minunății pe care le ador din tot sufletul. Și ele sunt, în primul rând, ele sunt două variante de Shalimar Parfum Inițial lansate în 2011 și apoi 2012. Acesta este Parfum Inițial în varianta Eau de Parfum și Parfum Inițial în varianta L'Homme. Care Eau de Parfum a apărut în 2011 și Parfum Inițial L'Homme a apărut în 2012. Ele au fost la foarte scurt timp după habar n-am de ce discontinuate. Ele sunt destul de similare între ele, diferențele nu sunt majore, însă există acolo. L'Homme mie îmi place mai mult pentru că e mai lejer. Ce e fain la Parfum Inițial este că respectă atât de frumos spiritul și ADN-ul de Shalimar, pe care pur și simplu clădește un iris foarte frumos. Și irisul din Parfum Inițial este un iris destul de unic. Este un iris care, deși este destul de unic, îmi aduce aminte că tot am vorbit de curând despre el, despre iris torefie. Este cam în zona aceea de iris pielos, iris rujos, da? Iris din zona de farduri, din zona de poșetă de piele în care pui fardurile și bagi nasul în ele. În poșetă. Este un parfum excepțional și în momentul de față a fost reintrodus în linia Guerlain, însă a fost reintrodus în Le Parisien, în colecția aceea foarte faină alături de Montpressier Nectar, L'Heure de Nuit și așa mai departe, însă la un preț deloc încântător. Imaginați-vă că acest parfum se găsea la același preț cu care se găsește acum Shalimarul, da? Deci pe undeva pe la vreo 100 de euro pe 100 de mililitri și acum se găsește la prețul de 235 de euro pe, nu știu, 125 de mililitri, care, na, ce să zic, e o mișcare și asta, dar totuși consider că este de apreciat faptul că l-au reintrodus. Și nu despre foarte multe case de parfumuri pot spune că și-au ascultat fanii. Chiar dacă l-au reintrodus la un asemenea preț, măcar poate fi cumpărat. Este flankerul meu preferat, da? De Shalimar, pentru că acesta este într-adevăr un flanker. Atunci când respecti ADN-ul parfumului, faci ceva care să fie în același timp nou, să fie interesant. Acel iris este unul dintre irisii mei preferați în parfumerie, unul dintre, și este un parfum excepțional. Acest Shalimar Parfum Inițial, care este și în momentul de față identitatea canalului meu, Memory Flow, pentru că este unul dintre parfumurile mele preferate, încă mai poate fi găsit greluț, la prețuri destul de mari, însă vestea bună este că, cum am spus, a fost reintrodus în colecția Le Parisien de către Guerlain. Și pentru asta, totuși, eu le mulțumesc. Bun, acum, pentru că am prelungit acest moment suficient de mult, haideți să vedem, totuși, despre ce este vorba. Am în nas suficientă șalimaruri, sunt pregătit să miros acest filtră de parfum și după ce îl mirosim, o să vedem dacă mai putem spune ceva. Și am să vreau să-l dau și pe un blotter. Ok.
Da. 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 Este foarte frumos parfumul. Da. Este genul. Bineînțeles, asta e doar deschiderea. Am mai mirosit lucruri de la ei care în deschidere, de exemplu, acel Shalimar Suflet d'Oranger, care în deschidere era sublim și apoi s-a transformat în același suflet de parfum pe care îl am deja de 2 ori și nu mi l-am cumpărat tocmai din acest motiv. Însă, deschiderea acestui parfum este sublimă. Ce simt aici? Simt șalimar, da? Fără doar și poate simt șalimar. Mi se pare foarte apropiat față de șalimar parfum inițial. Felul în care șalimar parfum inițial tratează șalimarul. Însă, ce mi se pare că simt? Este o notă florală. Foarte fresh, foarte interesantă. Nu-mi dau seama ce poate să fie. Deci este, are tot ce vrei de la șalimar. Are gherlinada exact în formula șalimarului. Are toate acele puncte din deschidere. Are bergamota sublimă. Se anunță un parfum în care simt deja ilang-ilangul, simt toate lucrurile acelea, însă ce-mi place e că pare mai fresh, pare mai din zona asta un pic, pare mai, nu știu, mai purtabil, mai ușor, mai lejer, nu știu dacă asta e ceea ce mi-aș fi dorit neapărat. Șalimarul este perfect așa cum este el. Însă, dacă ar fi să nu știu, îmbunătățești, impropriu spus, dar dacă ar fi să modifici, să faci niște lucruri, ai ce? Sunt o grămadă de lucruri pe care le poți modifica la șalimar astfel încât să-ți iasă ceva un pic mai altfel. Și din punctul meu de vedere, cred că e din zona. Deci, ce e diferit aici? Fie e din zona florilor albe, fie e din zona lavandei. Mie mi-aduce aminte de un jichi. Deci, e ceva între parfum inițial, între Shalimar Cologne, da? Și jichi. Și nu trebuie să ne mire absolut deloc asta, pentru că Jichy este, se spune că este, bine, chiar este sursa, da? Este inspirația, este momentul de unde pornește Shalimar, da? Pentru că este acea poveste cu Jacques Guerlain care a luat se juca cu formula de Jichy. Și se spune că a scăpat mai mult etilvanilină în Jichy. Acum, evident că nu a scăpat, nu a fost un accident, nu a fost un happy accident. Probabil, na, lucra cu formula respectivă și a încercat să vadă ce se întâmplă cu mai multă etilvanilină, care este varianta sintetică pentru vanilie. Și da, așa s-a născut șalimarul. Deci, pentru cei care vreți, încercați, mirosiți jichii și spuneți-mi dacă simțiți ecouri din șalimar acolo, pentru că cu siguranță sunt. Da, ce să zic, e fain, e foarte fain. Simt și acea zonă de desert gurmand. E fără doar și poate un șalimar. Acum, merită cumpărat? Greu de spus din deschidere. E frumos pentru că șalimar e frumos. Dacă ai deja șalimar, nu știu ce să spun despre acest filtru de parfum. Dacă nu-ți place șalimar, încearcă-l, s-ar putea să-ți placă pentru că este o variantă un pic ușor mai purtabilă, mai fresh, mai florală, ca să zic așa. Da, este o variantă mai florală. Bun,
Hai să vă citesc, să citim prezentarea de pe site-ul gherlan.fr. Și spune așa, și scuzați-mi franceza, pentru că nu o să citesc pe franceză, Shalimar este primul oriental din istoria parfumeriei. Și este adevărat. Mă rog, questionably, arguably, însă este. Este inspirat din dragostea, amorul dintre împăratul Shah Jahan și Mumtaz Mahal, iar Shalimar, care în sanscrită înseamnă templul dragostei, am simbolizat întotdeauna esența dorinței. Chiar așa este, adică un parfum mai senzual decât Shalimar și toate reinterpretările lui moderne, curente, musc ravageur de la Frederic Malle, absolut sunt perfect de acord. Și promisiunea unui amor etern. Mitul se continuă prin acest Shalimar filtre de parfum. Și ce se continuă? Este o apă de parfum ca o chintesență a senzualității asociată cu Shalimar. Este o variație făcută, nu știu, făcută dulce, făcută suav, datorită notelor pudrate care au acea calitate, cum am spus, calitatea catifelată a notelor pudrate, ca un filtru rafinat și adictiv. Aici filtru înseamnă poțiune, da? Deci asta înseamnă filtru de parfum, o poțiune de parfum. Parfumul în sine este un oriental rafinat, senzual, este foarte săpuniu acest Shalimar în momentul de față. Foarte săpuniu și îmi place de mor lucrul ăsta. Senzual, adictiv. Filtrul de parfum prelungește mitul și mărește fațetele catifelate de iris și senzuale de vanilie pentru un siaj la fel ca o poțiune rafinată și adictivă. Au cam mai spus asta, cam repetă rafinat și adictiv. Un zbor de lavandă, aha, un zbor de lavandă, de citrice, de bergamotă, de fapt e de citron vorba acolo. Interesant că nu simt ceva foarte amărui acolo, ca să zic că e fructul de citron, acel sedra. Și bergamotă care exhales, răsuflă un suflu de fraîcheur en tête. Deci se deschide cu un suflu foarte proaspăt de citrice. Ceea ce este adevărat, dar so does Shalimar the original, so I don't see why mention this. Inima este florală, plină de note care te cuprind cu delicatețea, pudrată de iris, iasomie și trandafir. Deci cred că acest parfum este un pic mai fidel. Da, este construit mai mult în jurul gherlinadei complete decât Shalimarul este, dacă pot să îndrăznesc să spun așa ceva. În bază, paciulii și balsamul Tolu aduc o dimensiune bewitching, o dimensiune care te vrăjește, o dimensiune fermecată, căldurii gurmandă de vanilie. Noi n-am ajuns încă la bază, abia dacă am ajuns la inimă. Și orchestrează o simfonie ultra-senzuală. Ama, îmi place foarte mult această descriere, pardon, este superbă, foarte faină. Ce vreau să menționez este că din punct de vedere al marketului îmi place că au punctat foarte bine niște chestii. Au folosit de câteva ori cuvântul suflă,
da? Ca să ne aduc aminte de acest suflet de parfum, da? După care au folosit acest senzuel, pentru că la un moment dat exista, bine, poate am luat-o eu razna, dar poate are vreo legătură, habar n-am, acel flanker de parfum inițial care se chema Si Senzuel sau ceva în genul ăsta, pe care nu l-am. Vreau să spun, cumva ei folosesc acele cuvinte cheie importante astfel încât în mintea noastră să înțelegem că aici e vorba de șalimar, da? E vorba de șalimarul nostru pe care îl știm și îl îndrăgim. Însă e într-o altă viziune. Wow, are în momentul de față a prins o față foarte interesantă. Se pare că lavanda aia o ia puțin în prim plan. Și nu pot să zic că m-ar deranja acest lucru. Deci lavanda aceea se pare că a început bine. Foarte interesant. O să ne uităm imediat pe note. Vreau să spun că este foarte, într-adevăr, este foarte suav față de șalimar. O, șalimar în momentul de față aleargă cu niște siveturi aici, cu niște e în spațiul lui animalic în care te trage de nas, îți dă palme, este șalimar, te trage, te ia la dans, e în zona aceea de nebunie, de horă. E foarte frumos. Acest filtru, această poțiune, împreună cu cuvintele cheie folosite, da, de magie, de envoûtant, de bewitching, de nu știu ce, este mult mai cu minte și e genul acela de, cred că e cumințenie dintr-aia de dinaintea furtunii. Mă bucur foarte mult că l-am mirosit și în sfârșit am o idee despre. Nu știu, e foarte intrigant acest filtru de parfum. Ei menționează 3 ingrediente pe site-ul oficial și anume bergamotă, iris, vanilie. Prostii. Există așa ceva. Nu știu de ce am închis tableta pentru că vreau să ne uităm pe note. Nu există așa ceva, dar e interesant. E interesant. Sunt accentele, da? Și lavanda nu e trecută nicăieri. Bun. De pe Fragrantica, și vreau să zic că și sticla îmi place, culoarea e un. Această poțiune de parfum este mult mai deschisă, este mai mult în zona asta, da, a lichidului. Care și asta este o sticlă așa de faină, e una dintre sticlele pe care le-a avut la un moment dat Shalimar. So, ca note, aici pe Fragrantica vedem așa, lavandă, lămâie sau citron, nu știm, bergamotă, apoi în inimă avem iris, iasomie, trandafir. Până acum avem 4 părți ale gherlinadei. Bergamotă, iris, iasomie, trandafir. Sunt 5 de toate, nu? Sau sunt 6? Sunt 6, scuzați-mă. Am greșit, Sfânta Gherlinadă. Apoi avem în bază paciuli, balsam de tolu și vanilie. Din Gherlinadă aici lipsește tonka, da? Ce să spun despre aceste note? Observ că lipsește acel ylang pe care eu l-am pomenit și pe care eu îl simt. Aspectul de iasomie este destul de intens. Cum am spus, el este la un moment dat săpuniu. Asta ar putea fi și din cauza iasomiei, dar și din cauza lavandei. Este frumos, acest parfum este frumos. Dacă aveți ocazia să-l mirosiți, încercați-l.
Nu pot să recomand acest parfum pentru a fi cumpărat blind. Eu nu pot să recomand niciun parfum pentru a fi cumpărat blind. Dacă aveți încredere în ce vă spun eu și dacă cunoașteți șalimarul în momentul de față și dacă vă place, evident, șalimarul, dacă este pe genul vostru, în momentul de față mi se pare o variantă mai cu lavandă, mai proaspătă, deosebit de interesant, un flanker în adevărat sens al cuvânt, în adevăratul sens al cuvântului pentru șalimar. Mai lavandos, mai proaspăt, mai de outdoors, mai de câmp, mai de zi. Dar la fel de rafinat, la fel de senzual, clar. Ce îi lipsește? Deocamdată. Greu de spus. Cred că îi lipsește partea animalică. Cred că îi lipsește partea aceea moscată, da? Partea aceea foarte serioasă, da? Foarte, foarte veche, antică, frumoasă din șalimar, da? Cred că îi lipsește partea animalică, asta am vrut să spun. Pielea, surprinzător, este acolo. Și este acolo pentru că este dată de iris, da? Însă este mai puțin pielos. Este mult mai puțin pielos decât este șalimarul. Nu, nu pot să cred cât de complex este acest parfum, este șalimar. De fiecare dată când îl port, de fiecare dată când vorbesc despre el, sunt uimit de felul în care a fost construit acest parfum. Și de asta am început acest discurs, această recenzie, cu faptul că, în esență, formula lui nu este cine știe ce, nu este mare brânză, da? Nu este mare lucru. Bine, este, dar nu este atât de greu, pentru că deja dacă ai luat un ulei esențial de bergamotă, de ilang, de ce lipsea acolo, bine, acest parfum are o poponax în el, are toate acele rășini, are... incredibil de complex, însă el și vanilie, tu poți teoretic crea un mic ecou de șalimar, ideea principală din șalimar, însă vei fi extraordinar de departe. Însă vreau să spun că așa cum e el în formularea aceasta, este un parfum absolut desăvârșit. Nu știu ce să spun despre, pentru că sunt o mulțime de persoane pentru care șalimar nu este pe gustul lor și e perfect de înțeles să fie așa. Este un parfum greu, este un parfum animalic, are părți, cum să zic, are părți rele, da? Rele pentru că, na, nu e pe toate, nimic e de gustibus, nimic nu o să fie pentru gusturile tuturor, da? Printre părți rele vreau să spun, adică ceea ce nu ar gusta lumea, e acel miros de cauciuc ars pe care la un moment dat îl poate avea. Mirosul acela prea animalic, mirosul acela prea de nu știu, părți umane, nu știu cum să spun. Astea sunt mirosurile animalice uneori. E vorba de acel civet. I-am pus dopul greșit. Aspectul cumva învechit pe care îl poate avea un parfum cu atâta bergamotă în el. Aspecte poate prea gurmande, aspecte poate prea vanilate. Din punctul meu de vedere, șalimar calcă perfect în echilibru pe acea linie, da, foarte fină și întinsă, care este perfecțiunea unui parfum. Era nevoie de filtre de parfum? Cu siguranță nu, dar de niciun flanker pe lumea asta consider că nu e nevoie. Și în același timp, uite că avem din când în când surprize plăcute, cum sunt aceste parfum inițial,
cum sunt aceste două iterații foarte drăguțe pe care întotdeauna le-am apreciat, chiar și suflet de parfum, pentru că nu le am degeaba, sunt parfumuri extraordinare. Și acum și acest Shalimar filtru de parfum, această poțiune pe care abia aștept să o miros puțin mai târziu, ca să vă dau în descrierea videoului, cum fac eu de obicei, să vă dau un update despre ce se întâmplă cu acest parfum. Așa cum este el în acest moment, îmi aduce aminte de Jiki, îmi aduce aminte de un aer vintage, dat de acea lavandă. Nu pot să nu am cuvinte de laudă pentru lavanda în parfumerie. Back to the basics, back to the roots. Foarte bine, lavanda întotdeauna a fost ceea ce trebuie. O altă mențiune pe care aș vrea să o fac, însă nu sunt sigur, pentru că s-ar putea să fiu puțin exaltat, pentru că am spreiat suficiente parfumuri, însă nu mi se pare un parfum extraordinar de puternic. Mi se pare un parfum suficient de discret, suficient de close to the skin. Nu mi se pare un parfum extraordinar de puternic, nici nu trebuie să fie. Este un parfum, pare, deocamdată un parfum intim, aproape de piele, un parfum numai pentru tine, un parfum pe care poate să-l miroase cineva care este suficient de apropiat de tine. Și cred că este nevoie de acest lucru la Shalimar. Eu tocmai de asta port de cele mai multe ori aceste variante, pentru că parfumul în sine, Shalimar, atunci când îl porți, este un pic prea mult de fiecare dată. Este o provocare parfumul acesta pentru mine, chiar dacă îl ador. Până și aceste variante de parfum inițial sunt niște provocări, pentru că sunt parfumuri puternice, da? Și uneori e nevoie de ceva mai intim, ceva mai subtil. Dragii mei, cam astea au fost primele mele impresii despre acest filtru de parfum de la Guerlain, lansat în 2020. Voi reveni cu detalii în descrierea acestui video, așa că păstrați acest video aproape și verificați, pentru că voi adăuga niște impresii cât de repede voi putea. De asemenea, sper că v-a fost cât de cât de folos. Sunt sigur că se vorbește acum foarte mult despre acest filtru de parfum. Am reușit să mă mențin pur ca și la Iris Torefie. Nu am mirosit, nu știu absolut nimic, nu știu de unde am atâta putere de abținere. În continuare, vreau să, la un moment dat, vreau să fac, așa cum am promis, un video despre Iris Torefie în comparație cu Iris Ganache, și voi reveni și cu exclusivele de la Chanel, pentru că se pare că acel colet pe care l-am luat de la Place Vendôme este o sursă foarte bună de informație, pentru că am de acolo de rumegat foarte multe informații. Și dacă vă vine să credeți, nici acum nu am mirosit nici măcar un exclusiv de la Chanel, pentru că nu a fost timp. Am petrecut tot acest timp testând Iris Torefie, de care sunt din ce în ce mai îndrăgostit, asta doar ca un side note, până și Patchouli Ardent l-am repurtat și îmi place, nu știu, despre asta toate la timpul lor, ca să nu mai lungesc acest video nenecesar. Vă invit să vă abonați la canalul meu dacă nu ați făcut acest lucru. Lăsați-mi în comentarii părerile voastre despre de ce nu, care este șalimarul vostru preferat, care este părerea voastră despre filtrul de parfum, dacă ați apucat să-l mirosiți, dacă sunteți curioși despre el, dacă veți vrea să vi-l cumpărați și așa mai departe. Sunt foarte curios de părerile voastre. Eu încă nu am luat o decizie, nici măcar după acum, dacă acest parfum merită să fie în colecția mea sau nu. Cu siguranță el merită, însă
Nu știu dacă mi-l doresc în acest moment, pentru că am, cum am spus, suficient de multe șalimaruri. Însă, cu siguranță merită atenția pe care eu voi oferi de-a lungul următoarelor zile, pentru că o să vreau să-l și port și așa mai departe. Sper ca de obicei că v-a fost de folos această discuție și până data viitoare, nu uitați, parfumul creează amintiri, fie ca ale voastre să fie plăcute.